Pe variantele prin care ați ajunge la un nivel de pozitivitate ceva mai crescut este să faceți mai mult din ceea ce vă place. Ceea ce este interesant și foarte multă lume nu crede că se poate este că poți face ceea ce îți place și printre picături la început. Da? Adică, de exemplu, eu sunt pasionat de film, după care mi-am dat seama că am o pasiune de a transmite lucruri de genul acesta pozitive, care să te facă să te simți bine. Și în momentul în care mi-am dat seama de lucrul acesta, la început mi se părea că parcă nu pot face, că nu sunt pregătit să fac în fiecare zi câte un vlog în care să spun, să împărtășesc cu oamenilor idei care la un moment dat m-au dus în această latură bună, zic eu, adică de a fi zâmbitor, de a găsi soluții și în cazuri mai puțin bune, chiar rele. Și după cum spuneam, lucrul acesta îl puteți face printre picături. Chiar dacă în momentul de față sunteți diriginte de șantier, să zic așa. Nu știu, am dat un exemplu. Și fiind diriginte de șantier, în fiecare zi trebuie să faceți anumite lucruri. Poate că la început v-a plăcut, au trecut vreo 10 ani și ați ajuns la concluzia că parcă ați vrea să faceți altceva în viață. Ei bine, e clar că ați ajuns după cei 10 ani la un punct, la un moment cât se poate de, nu știu, ridicat, să spunem. Și atunci câștigați bani destul de bine din ceea ce faceți și totuși ați ajuns la concluzia că trebuie să lucrați cu tot felul de oameni supărați, mofturoși, din când în când, poate nu tot timpul, și încercați să-i convingeți ce e mai bine să facă pe șantier, dacă sunteți diriginte de șantier. Și la un moment dat vă cam săturați de lucrul acesta și vă dați seama, parcă nu mă mai reprezint atât de bine, însă un lucru este important. Câștigi bani din ceea ce ai învățat și faci destul de bine de atât de mult timp. Odată, nu te poți opri pur și simplu, sau te poți opri dacă ai ajuns într-un punct de ăla în care câștigi îndeajuns de mulți bani, dar să presupunem că nu câștigi îndeajuns de mulți bani și nu ești satisfăcut, nu te poți opri pur și simplu. Încerci să-ți dai seama ce ai putea să mai faci și începi prin a face câte puțin din lucrul respectiv. Îți sunt de ajuns 5 minute în fiecare zi la început, după care văzând că îți face plăcere, vei face 10 minute, după care 15 minute. Și încetul cu încetul, așa poți să-ți schimbi direcția, ceea ce îți place să faci în viață. Și îți păstrezi în continuare ceea ce ai făcut până atunci. Îți aduci un plus pentru că vei fi ceva mai fericit pe zi ce trece, pentru că faci ceva ce știi că îți place cu adevărat și e și ok că nu ai renunțat la tot ceea ce ai făcut până în momentul respectiv. Și uite așa, într-un an, doi sau știu eu, trei, ajungi să faci bani și să zici că e meserie ceea ce ai reușit să faci printre picături, adică 5, 10, 15 minute. Sunt oameni care fac investiții în mod constant și au ajuns la, să zic așa, rula sume mari de bani, dându-și seama că le place, făcând asta câteva minute la început în fiecare zi. Și dându-și seama că le place, au tot făcut și au tot făcut și au ajuns să-și schimbe până la urmă meseria, să spun așa. Așadar, nu mai spuneți că nu se poate, că se poate. Trebuie doar să reușești să te motivezi, să-ți aduci un plus de motivare și atunci cam orice se poate. Așadar, nu pot să vă urez decât mult succes!